Salut! Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei la Antena Sport Update. Spectacolul din serie B continuă. Radu Drăgușin, Denis Drăguș și George Pușcaș sunt gata de show total în Cagliari, Genoa, miercuri de la ora 21:30, în direct și exclusiv pe Antena Play. Argentinienii au luat cele mai tari premii la Gala FIFA The Best, după ce au câștigat Cupa Mondială. Messi a fost desemnat cel mai bun jucător din lume, chiar sub privirile lui Răzvan Burleanu. Șeful FRF i-a ținut companie președintelui de la PSG, Nasser Al-Khelaifi. Tot pe AS.ro vedeți cea mai tare reacție după ce Mihai Pintilie a fost suspendat 4 etape de Comisia de Disciplină a FRF. Gigi e în sufragerie și nu au antrenor care să dea indicații, a glumit Valeriu Răchită pe seama situației de la FCSB. Edi Iordănescu și Vlad Chiricheș au avut opțiuni diferite pentru titlul de cel mai bun jucător din lume. Selecționerul l-a preferat pe Lionel Messi, în timp ce capitanul României l-a votat pe Mbappé. La antrenori, ambii au mers pe mâna lui Ancelotti. Și Cristiano Ronaldo a apărut în cea mai controversată imagine de la Gala FIFA The Best. Într-un clip de promovare al evenimentului, starul portughez stă pe banca de rezerve, lucru ce i-a enervat la culme pe fanii lui CR7. Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul Antena Sport, azi de la ora 20 la Antena 1. Să aveți o zi cu zâmbet!